Duță, al nostru este la mare pentru că am vrut să verificăm personal dacă e adevărat că la cluburi nu s-a putut intra pentru că era prea multă lume și nici bodyguardii nu mai făceau față. Bă, zici că suntem la Posada, suntem la război. Am primit niște filmulețe cu niște domni care îi certau pe bodyguards că ei vreau să intre. Păi nu mai e loc, domne. Vreau să intru să-mi beau șprițul meu. Să vedem cum se pregătesc oamenii din Horeca, pentru că urmează probabil un weekend cu și mai mulți turiști. Preconizați au fost 80.000 circa pentru weekendul trecut, weekendul viitor probabil dublu. Marian, e lume la mare că nu e încă iulie. Să trăiți dimineața, domnul Dani, să știți că este lume la mare, destul de multă lume. Am venit și eu să fac o baie în mare, să mă relaxez. Nu o să mă relaxez prea tare cum am văzut eu în weekend, dar cei care reprezintă agențiile de turism sunt optimiști și spun că deocamdată suntem pe drumul cel bun. Optimistă de obicei, doamna Corina Martin, bună dimineața, bine v-am regăsit. Sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie. Cum stăm în această perioadă? Sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă? Suntem foarte mulțumiți, să fim sinceri, este un iunie așa ca altă dată, dar mâine deja începe vacanța cea mare. Pornim cu iulie și august, cele mai aglomerate luni, foarte, foarte multe rezervări, trebuie să vă grăbiți, uitați ce este aici în jurul nostru, foarte multe familii cu copii, foarte mulți turiști care au venit la mare. Nu vorbim doar de stațiunea Mamaia, vorbim și despre Mamaia Nord-Năvodar, vorbim despre Eforie, vorbim despre Venus, Saturn, Olimp și toate stațiunile de pe litoral. Așadar, sunați-vă agentul de turism pentru cele mai bune prețuri. Am vorbit mai devreme cu reprezentant, de fapt am vorbit cu reprezentantul unui hotel și îmi spunea că 80%, în proporție de 80%, acum, astăzi este ocupat hotelul. Da, 80% și ne îndreptăm în weekendul ce urmează. Astăzi este totuși o zi de marți, să nu uităm. În weekendul ce urmează ajungem deja spre 90% capacitate în hoteluri și încet, încet ne vom duce la 100%. Deocamdată, astăzi nu facem horă, că am văzut că în weekend s-a făcut și hora. Cum stați cu restricțiile? Cum sunt respectate? Pentru că sunt niște restricții. După cum vedeți, toată lumea încearcă să respecte aceste recomandări și norme. Nu sunt probleme. S-a întâmplat o horă undeva în centrul stațiunii Mamaia. Cred că de bucurie, de veselie. Oamenii sunt dornici, de fapt, să petreacă așa cum își doreau altădată în vacanță. Văd că se adaptează foarte bine și acestor norme. Șezlongurile sunt așezate la distanțele regulamentare. Personalul este echipat așa cum este recomandarea. Și iată că venim în vacanță, este plin de turiști și suntem, repet, într-o zi de marți la Mamaia. Cred că am comandat un frape și s-ar putea să vină foarte imediat curând. Imediat, deocamdată, dacă beau și frapeul, vreau să vă mai spun ceva. Se spune că stațiunea Mamaia este destul de scumpă. Îmi spuneați că e important când plecăm în vacanță să ne alegem stațiunea de când plecăm de acasă, să nu trezim că este puțin cam scump. În celelalte stațiuni, ce semnale aveți din celelalte stațiuni din sud? Sigur, întotdeauna Mamaia este mai scumpă decât sudul litoralului, dar Mamaia este stațiunea care se vinde prima, se deschide prima, se vinde cel mai bine. Românii nu aleg numai în funcție de preț. Românii își doresc o stațiune animată, vie, în care să se întâmple lucruri, să se întâmple evenimente, dar avem tarife, avem practic opțiuni, avem variante cu agenția de turism întotdeauna pentru toate bugetele, pentru toate preferințele, pentru familii cu copii, pentru tineri, pentru zona de distracție și de terase pe plajă. Sunt foarte, foarte multe opțiuni pe care le găsim numai cu agenția de turism, dar trebuie să mai spun ceva, Marian. Noutatea pentru acest an este că avem și zboruri de la Oradea, de la Timișoara, de la Cluj, în curând de la Sibiu și de la Iași. Cred că o să ne uităm puțin și spre frapeul acesta, dacă ne ajută și camera. Avem, deci, posibilitatea să ajungem într-o oră la mare, pe litoral, și asta cred că este cea mai bună veste pentru vacanțele 2020, la mare, pe litoral, acasă. Doamna Corina, vă mulțumim frumos, eu mai târziu să merg și la roată, că aveți o roată acum lângă cazinoul din Constanța. Până atunci, nici nu știu, este fără alcool? Fără alcool, da, special pentru dimineața cu Răzvan și Dani, de la noi, de la Mamaia, de pe litoral. Eu iau frapeul, tu iei cocktailul. O bucurie să vă revăd toate cele bune. Domnul Răzvan, domnul Dani, hai că am început bine și de marți. Ai o zi bună și astăzi. Toate cele bune, ne vedem puțin mai târziu. Doamna Corina, sigur n-are alcool, nu? Sigur n-are alcool, dacă nu facem schimb. Bă, nu ne pricepem, dar frapeul e ținut de doamnă în mână. El are un Aperol Spritz. Da. Adică, nu ia Aperol Spritz? Păi nu, că n-are alcool. N-are alcool. Dar, și da, culoarea aia, da. Dar nu se poate verifica. Nu. Bun, se poate verifica. Ne vedem, da, mai târziu. Niciun nor pe cer, iată, la mare. Zi superbă de plajă. Nu sunt nici valuri deloc. Marea seamănă cu un lac.
E o zi bună. Bă, mă enervează ăștia de pleacă din iunie în vacanță, Răzvane. Păi stai mă puțin, s-a terminat școala, s-a dat bacul. De obicei așa se întâmplă. Tu ești aici de la 20 de ani, știi, n-ai avut. De tine te enervează în general oamenii care pleacă în vacanță. În iunie și aia din septembrie, când mă întorc eu și sunt în vacanță. Bă.